Este o zi deosebită pentru fiecare dintre noi. Este o zi de sărbătoare. O dublă sărbătoare. Iar dacă luăm după cele scrise, dacă sunt 8 care au intrat în apa botezului, înseamnă că pentru fiecare este o sărbătoare, înseamnă că sărbătoarea este mult mai largă, mult mai mare. Și slăvim pe Domnul că aceste sărbători ne înviorează și pe noi, cei care poate cu ani în urmă am pornit pe acest drum. Mi-amintesc că cu 40 de ani am trecut și eu pe aici. Și ispitirea a venit chiar în seara aceea. Erau 6 colegi care au stat în jurul meu. Tu unde ai fost astăzi? La biserică. Ce a fost acolo? Botez. Te-ai botezat și tu? Da. Păi cum? Era vremea aceea când totul trebuia să fie împotriva lui Dumnezeu. Și am stat până la 3 dimineața. 1-6. Și la sfârșit, concluzia lor a fost următoarea. Tu știi ce vrei. Noi nu știm încotro ne ducem. Voi, tineri dragi, știți încotro vă duceți. Este un lucru la care trebuie să meditați tot timpul vieții. Sunteți pe cărarea bună sau pe alăturea? Și aș vrea să ne întărim în omul din lăuntru. Mă bucur că ați luat-o de dimineața vieții voastre împreună cu Domnul. Nu v-au împins cei de acasă, nici cei din biserică, ci voi ați ajuns la concluzia că este necesar acest drum. Poate că ați avut momente în care hotărârea a fost ușoară. Vă mărturisesc că pentru mine n-a fost ușoară. Tatăl meu a murit și am avut nevoie de tată să-mi termin și eu școala, liceu. Și Domnul i-a spus, Doamne, dacă astăzi mă ajut, voi fi copilul tău pentru toată viața. Și am văzut mâna Domnului. Și vă invit să aveți experiențe în fiecare zi cu Domnul. În felul acesta creșteți, în felul acesta sunteți mărturie, în felul acesta înviorați pe frații de credință. Iubiții mei, în seara aceasta ne apropiem de masa Domnului. Dar înainte de a ajunge la masa Domnului, trebuie să vedem cum am ajuns noi să fim chemați, să fim părtași la această masă. Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Și a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, li s-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, ci născuți din Dumnezeu. Să fii născut din Dumnezeu este o onoare pentru cer și pentru cei care te înconjoară. Este onoarea de a fi în casa lui Dumnezeu într-o seară ca aceasta. De aceea, îngăduiți-mi în puținul timp care l-am la dispoziție. Știu că sunteți obosiți, că a fost o zi de sărbătoare mare și dimineață și după masă. De aceea, aș vrea să fiu concis în ceea ce vă spun. Evanghelistul Matei ne vorbește despre Domnul Iisus. De fapt, și ceilalți sinoptici vorbesc același lucru. Dar Evanghelistul Matei are ceva specific. În acest capitol 26, pentru cei care obișnuiți, și vă invit pe fiecare să aveți această obișnuință, să cercetați Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în ele găsiți viață veșnică. Găsiți un lucru interesant. Evanghelistul Matei prezintă 8 lucruri distincte, care fiecare zonă care este redată aici începe cu cuvântul atunci. Sunt 8 cuvinte de atunci. Pentru cei care știți limba română și sunteți acasă cu ea, cuvântul atunci este un adverb. Arată timpul. În același timp, în diferite zone s-au petrecut niște lucruri. Unul din aceste atunci, din aceste locuri, a fost și locul în care s-a adunat Domnul Iisus cu ucenicii săi. Este locul în Ghețimani, în acea grădină a măslinilor. Grădina aceasta este în apropierea Ierusalimului, înspre muntele măslinilor. Grădina aceasta este o grădină nu cultivată. Sunt măslini acolo. Și denumirea care o are este de moară, de presă, de ulei, de stors ulei. Iubiții mei, în această grădină Domnul Iisus Hristos obișnuia să vină mereu. Vă invit, tineri dragi, să aveți și voi grădina voastră.
în care să vă retrageți și să stați înaintea Domnului. Să aveți acea părtășie intimă cu Domnul. Nu numai din când în când, ci în fiecare zi. Când nu mai este nicio forfotă, nu mai există nimeni în jurul tău, nu mai ai nicio responsabilitate, să mergi degajat și să stai în prezența Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos a venit aici înainte de marea sa lucrare la care a fost chemat. Și anume, înainte de a fi plătit acel preț înaintea lui Dumnezeu, prețul de sânge ca fiecare dintre noi să fim iertați, acolo Domnul Iisus Hristos se adună cu ucenicii săi. Unul plecase mai repede, era vânzătorul Iuda. Dar ceilalți 11 îl însoțesc în grădină. Pe unii îi lasă într-un loc, pe trei, pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei, îi duce mai în față și el se duce și mai departe. Nu-i așa că era o părtășie deosebită? Să fie 11 oameni în jurul tău și cu toate acestea aș vrea să vă spun că Domnul Iisus Hristos, în primul rând, în această experiență care o are în grădină, a fost în singurătate. Să ai atâția oameni în jurul tău și tu să fii singur. Singurătatea se manifestă în multe feluri. Pe Michael, nepoțelul nostru, dacă îl iei pe tata și pe mama, putem să fim noi toți. El plânge că nu-i mama și nu-i tata. Este o singurătate emoțională. Domnul Iisus Hristos n-a fost la acest capitol de singurătate. Apoi sunt oameni care merg la serviciu. Nu mai vreau să aud, nu mai vreau să știu, nu-l interesează nimic. Există o emoționalitate, o stare din aceasta de singurătate socială. Nici de aceasta n-a fost pătruns Domnul Iisus. Găsim că Domnul Iisus Hristos se roagă: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Ce se întâmplase? Între el și între Dumnezeu se formase un gol. Între Dumnezeu și el era o cupă, un pahar, pentru care se roagă dacă se poate să fie eliminat, să fie scos dintre el și relația care au cu Dumnezeu. Erau păcatele noastre care erau interpuse între el și între Tatăl. Atunci când păcatul se interpune între fiecare dintre noi și Dumnezeu, apare singurătatea. Și singurătatea aceasta ne îndreaptă să fim cât mai departe de cei aleși. Nu ne mai place să venim la casa Domnului, nu ne mai place să ne rugăm, nu ne mai place nimic din ceea ce este sfânt. Vrem să nu ne mai caute nimeni. Dar Domnul Iisus Hristos, care era în măsură să știe scopul pentru care a venit pe pământul acesta, vine și se roagă: Tată, este acest pahar și mă face singur în lumea aceasta, dacă este cu putință, îndepartă-l de la mine, ia-l de la mine, te rog frumos, ajută-mă, sunt fiul tău. De aceea s-a rugat cu acea întristare de moarte. Când ajungi într-o asemenea singurătate, care se cheamă singurătate spirituală, când ești despărțit de Dumnezeu, și aș vrea să n-aveți niciodată o astfel de singurătate. Chiar dacă sunteți în vârf de munte, chiar dacă sunteți departe de orice om, relația cu Dumnezeu. Și noi avem o cântare frumoasă: oriunde cu Iisus pot să merg voios. Unde El petrece, eu nu sunt fricos. Dar unde El nu e, cum? Nu-i bucurie. Doar în prezența Lui, doar atunci cu El, avem deplinătatea și singurătatea este în afara noastră. Nu mai există această stare care să ne despartă de El. Un al doilea lucru care îl învățăm în lecțiunea noastră de astăzi, în această grădină Ghețimani, Domnul Iisus Hristos a simțit singurătatea
dar a știut că există legătura cu Dumnezeu când această cupă a neputințelor, a păcatelor noastre va fi eliminată, el a știut să se roage. Problema rugăciunii este o problemă capitală în viața de credință. Nu numai când venim la adunare, poate nici atunci. Nu numai când ne așezăm la masă și ne vede cu tare. Problema rugăciunii este acea respirație a sufletului, acea legătură intrinsecă cu Domnul, acea părtășie care o ai în permanență cu El. Dacă n-ai aceasta, este doar o formă pe din afară că ești creștin, că ești ucenicul Domnului. Dar în momentul în care ai o viață regulată de părtășie cu Domnul, ai o viață binecuvântată. Domnul Iisus Hristos în public se roagă scurt. Nu este timp totdeauna. Nu totdeauna pot să mă manifest. Dar acolo în cămăruță, acolo în grădină, este timpul prielnic să stau în prezența Domnului. Să-i spun lui Iisus orice durere, ce câteodată mă apasă mereu, spune un poet de cântare. Să-i spun lui Iisus. Cui să spun? Sunt lucruri care nu le pot spune nimănui. Să spun ce bucurie am avut în casa Domnului că s-a cântat și mie mi-au dat lacrimile. Oamenii s-au speriat ce s-a întâmplat cu omul acesta. Dar eram în cer, cu Domnul, așteptam să vină pe nor de slavă, să mă ridice, să mă duc cu El. Frații mei, ai această bucurie când vine în casa Domnului? Dacă ai fost în grădină, în cămăruță ascunsă și ai stat înaintea Domnului, când vine aici, vine cu bucurie. Zâmbetul este pe fața ta și plânsul este unul de bucurie că va veni Domnul să te ridice, să te ia din lumea aceasta, dintre nevoile și necazurile lumii acestea. Iubiții mei, Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru ca să fie luat acel pahar. În viața noastră pot să fie păcate. Până nu sunt aduse înaintea lui Dumnezeu, nu căpătăm iertare. De aceea rugăciunea de multe ori trebuie să fie ispășitoare. Dumnezeu să spele prin sângele Domnului Iisus viața noastră. Să fim relegați cu El. Și Domnul să ne ajute la o asemenea stare. Mai mult, și aș vrea să mă apropii de încheiere, este că Domnul Iisus Hristos a fost supus. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum, odihniți-vă, iată că a sosit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. A știut că aceasta este voia Tatălui pentru aceasta a venit. A stat înaintea Domnului, înaintea Tatălui din nou și a văzut că Tatăl n-a schimbat nimic din ceea ce promisese în cer și el trebuia să-și ducă la împlinire. Să fii supus este un lucru greu în zilele noastre. Vedeți, oamenii, dacă știu să iasă în evidență, dacă știu să dea la o parte pe ceilalți și eu să fiu în frunte, și uitați-vă în societate, ne mănâncă rușinea de atâtea ori ce expresii să folosesc pentru ca eu să fiu în față. Dar să fii supus. Să-l vezi pe fratele tău mai sus. Să-l vezi pe cel de lângă tine că este copilul Domnului. Și când ești chemat să lucrezi, să fii gata să dai tot ce ai. Domnul Iisus Hristos așa a făcut. Domnul să ne ajute pe fiecare. Să avem această stare înaltă. Să nu avem stări de singurătate, dar să avem stare de rugăciune înaintea Lui. Și Domnul să ne ajute să fim supuși Lui, voii Lui, în toate și până la sfârșit. Amin.